După Chișinău, orașul Orhei se pare că este a doua cea mai afectată localitate de furtună. Rafalele au fost atât de puternice încât a rupt și stâlpi de beton, a luat pe sus acoperișuri și a scos copaci din rădăcini. Astăzi, la prânz, jumătate de oraș era încă fără lumină. Pagubele provocate de furtuna de noaptea trecută erau vizibile încă de la intrarea în oraș. Consecințele furtunii de noaptea trecută pot fi observate cu ușurință la intrarea în orașul Orhei. Aici, doi copaci au fost rupți din cauza vântului puternic și doborâți la pământ. Odată cu căderea copacilor, a fost doborât și un panou informativ, rămășițele căruia pot fi observate pe jos. Cu cât înaintam mai mult în localitate, cu atât mai sumbru era peisajul. Curtea unei gospodării a fost distrusă după ce un copac a fost smuls din rădăcini, iar țigla de pe acoperiș a fost luată de vânt. În centrul orașului, un pilon de electricitate a fost pus la pământ, iar acoperișul unui liceu s-a desprins din cauza rafalelor puternice. Este ora 14:20, iar la această oră muncitorii încă lucrează pentru a înlătura consecințele furtunii. După cum puteți vedea, acoperișul unui liceu din apropiere a fost smuls de vânt, după care a ajuns în clădirile din apropiere. Strada a fost închisă de poliție, timp în care electricienii reparau rețeaua. Drumul este închis de astăzi dimineață, deoarece a fost demolat acoperișul de către furtuna de ieri. Drumul parțial este închis, la moment se lucrează. Furtuna a afectat și gospodăriile oamenilor. Ne-au stat câteva foi de ardeze aici la etajul 2. Ne-au smult, ne-au ridicat în sus de pe casă. Vă 5 foi băieții ne-au pus la loc, aici le-am schimbat. Ne-au rupt de la streșină un pic de la casă. Zburau ardezile extraordinar pe aici. S-auzea, uș, bah, asta a fost, urgei. A chicat și de pe crâșă, a chicat jos și copacii s-au desfăcut și toate fructele pe jos. E foarte înțeleg greu. Înțeleg că Orhei a fost cel mai afectat din da, oraș. Da, așa și eu am înțeles, dar n-avem nici lumină, n-avem nici internet, tătă-i stâns, nu-i nică, tătă-i ruptă la noi, tătă-i fermat, n-avem nimic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, noaptea trecută, polițiștii și pompierii au intervenit în 30 de situații de risc în raionul Orhei. Cele mai multe chemări au fost în oraș, iar prognozele meteorologilor nu sunt deloc optimiste. Pentru mâine se prevede din nou instabilitate atmosferică. Pe arii extinse vor cădea averse cu descărcări electrice. Izolat, precipitațiile vor fi puternice și vor fi însoțite de grindină.